În primul rând vreau să discutăm despre incidentele care au avut loc în ultima perioadă, incidente care au apărut în tot spațiul public și care au avut numeroase replici destul de dure, atât din partea autorităților, cât și din partea opiniei publice. În primul rând mă refer la incidentul pe care toată lumea îl cunoaște, din zona Colegiului Național Gheorghe Munteanu Modvoci, unde doi elevi au fost atacați cu cuțitul și tăiați la picior de către doi indivizi, unul minor de 10 ani și celălalt de 14, peste 14 ani. Având în vedere evenimentul respectiv și alte evenimente care s-au întâmplat și înainte și după, am hotărât împreună cu autoritățile locale brăilene să luăm câteva măsuri foarte importante. Începem întâi măsurile din ograda proprie, pentru că în momentul în care apare un incident, trebuie să vezi exact și cauzele care au determinat acest incident, cauze pe care tu, ca instituție, poți să le elimini sau poți să faci în așa fel încât să nu mai apară. Și primul lucru pe care l-am hotărât împreună cu colegii noștri ieri în ședința cu directorii a fost acela ca toți elevii care au anumite probleme de sănătate sau care doresc să fie învoiți, și asta mă refer întâi la elevii minori, sub 18 ani. Conform statutului elevului, articolul 15 aliniatele, dacă nu mă înșel, F și G, parte ceva de genul ăsta, să nu greșesc exact, articolul 14, F și G, precum și alte aliniate din articolul 14, părăsirea instituției școlare se face cu anunțarea profesorului diriginte, atât în situații de sănătate, cât și în alte situații. Pe baza unei hârtii scrise, asta este hotărârea pe care am luat-o, hârtie scrisă pe care dirigintele o va primi în momentul în care elevul, de exemplu, acum elevului, de exemplu, are o problemă, da? Foarte bine. Pe baza acestei cereri este anunțat părintele, tutorele legal, conform statutului elevului și părintele, tutorele legal vine să-l ia pe elev. În momentul în care elevul are probleme de sănătate, dirigintele va fi anunțat dirigintele, dirigintele duce la cabinetul medical. Dacă la cabinetul medical se constată starea de sănătate nu tocmai gravă, atunci acolo se desfășoară serviciile medicale corespunzătoare. Dacă este grav, se cheamă salvarea și elevul este dus la spital. Dar toate acestea numai după ce a fost informat părintele sau tutorele legal. Scrie în statutul elevului și de aceea tocmai m-am și gândit foarte bine și ne-am gândit foarte bine să respectăm în tocmai statutul elevului. De asemenea, elevii majori care doresc să părăsească școala, conform statutului elevului, au dreptul a părăsi școala, însă, așa cum scrie în celelalte articole că elevii trebuie să, noi trebuie să anunțăm părinții, vom face și cu anunțarea părinților. Deci ca să nu fie niciun fel de problemă. Dar toate aceste lucruri, de aici înainte, trebuie să fie clar stipulate și aranjate. De asemenea, am solicitat tuturor directorilor ieri ca să se facă o verificare foarte drastică a prezenței elevilor și profesorilor la ultimele ore. Mai ales, mă refer, să zicem, la programul de dimineață între ora 12 și ora 14. Deci acestea sunt câteva măsuri pe care le-am luat și putem să le luăm din punct de vedere administrativ, măsuri care, de fapt,